ultimele luni, mii de persoane și-au pierdut locul de muncă din cauza crizei financiare. Tinerii, femeile, muncitorii sunt cei care au fost cei mai afectați, în timp ce unii speculatori financiari s-au îmbogățit mizând pe criză. Merkel, Sarkozy, Berlusconi și aliații lor de dreapta au eșuat să protejeze economiile, bunăstarea familiilor noastre, pensiile și salariile, deravagiile crizei. Unica lor soluție a fost impunerea unei austerități necruțătoare. Dar pentru a ieși din criză, avem nevoie de creștere economică. Noi dorim să introducem taxa pe tranzacțiile financiare. Milităm pentru eurobonduri. Vrem să creștem puterea de cumpărare. Să restabilim economia. Să oferim fiecăruia un viitor mai bun și mai echitabil. Eurodeputații, socialiști și democrați din întreaga Uniune Europeană se vor întâlni la București pe 25 iunie împreună cu premierul Victor Ponta și guvernul acestuia. Vor dezbate timp de 4 zile relansarea economiei, integrarea romilor, drepturile cetățenilor români de a circula liber în toată Uniunea Europeană. Schimbarea progresistă a început în Europa. Din Paris, în Copenhaga, până la București, Europa e în schimbare. Și tu poți contribui. Join those who want to change Europe.